Bună ziua tuturor! Bună. Scuzați întârzierea de produsă de un minut. Bună seara! Bună seara! Mai așteptăm câteva minute, că se mai conectează câțiva participanți. Bună seara, doamna Madan! Îmi pare bine să vă văd pe toți și mulțumesc că v-ați făcut timp pentru discuția de azi. Cum sunteți? Ocupați, așa-i? Bună seara! Bună seara! Sunteți ocupați înainte de Paște, probabil, ca toată lumea acum. Vă salutăm cu drag de la Cicilin, Gimnaziu Adonici. Bună seara, bună seara! Bine ați venit! Așa, mai apar câțiva participanți. Suntem în momentul de față 43. Așa. Bună seara! Bună seara, doamna Anastas! Bună seara! Bună seara! Cum sunteți? Care este dispoziția? Ca de sărbătoare, cu pregătiri, cu treabă. Mai degrabă ca de pregătiri, nu ca de sărbătoare, da? Obosiți. Vă cred. Da, găsim puteți și ne descurcăm. Păi speranța mea, cel puțin așteptarea mea pentru azi, e că n-o să ne reținem mult. Totul depinde de întrebări și discuțiile generate. Bună seara, doamna Purice. Așa. Pe măsură ce vorbim, tot mai apar participanți, mai conectează câțiva. Și cred că, chiar în scurt timp o să începem. Nu mai puțin, pentru că eu aveam o prezentare. Așa, nu vreau să o pierd. Așa. Și încă un document. Așa, gata. Ok, cred că cine a avut de conectat, s-a conectat deja. Eu propun să începem, ca să nu penalizăm pe cei care au ajuns la timp. Bună seara tuturor! Eu mă numesc Silvia Ursul, din partea Mișcării Ecologiste din Moldova și vă transmit un mare mulțumesc pentru faptul că ați găsit timp în această seară să discutăm detalii despre competiția pe care tocmai am anunțat-o în cadrul proiectului Abilitarea tinerilor pentru a proteja patrimoniul natural al Moldovei. Vreau înainte de toate să verific dacă avem participanți din toate cele 5 regiuni incluse în proiect. Aș vrea să întreb dacă este de la Prutul de Jos. Iată, eu văd doamna Anastas de la Giurgiulești, doamna de la Slobozia Mare este cineva? Banu Alexei de la Brânza este. Bună ziua, așa. De la Brânza, da. Bună ziua, doamna Alexei de la Brânza. Ludmila de la Țipova. Da, doamna Iftodi de la Țipova. Cineva a mai spus ceva, n-am auzit bine. Crihana Veche, Murzacov. Aha, bună ziua, doamna Murzacov, îmi pare bine. Bună ziua. Bun, așa. Acum, de la rezervația Codri, avem, iată, doamna Ecaterina Borș de la Cicileni, avem, mai este cineva din satele de lângă rezervația Codri? Ok. Îi așteptăm să conecteze. Așa. De la Plaiul Fagului, doamna Ghilețchi, dacă nu greșesc. La Bumbăta este. Doamna de la Bumbăta, bine ați venit. Mulțumesc. Așa, bun. Mai avem mulți, dar cred că nu ne aud. Mulți participanți, dar cred că nu ne aud. Așa. Din Parcul Național Orhei, pe cine avem astăzi aici? Da, bună ziua, doamna Rusu de la Românești.
Vă salutăm și noi. Așa, doamna Magdalena Roșu de la Ciciuleni, Bălănești Plaiul Fagului. Așa. Bun. A, nu mă aud? Spuneți-mi, vă rog frumos, mă aud? Da. Așa. Aha, am înțeles. Bine, bine. Cineva a scris pe chat că nu mă aud. Bun, mă bucur că, iată, suntem prezenți din fiecare regiune. Cine n-a reușit să vină, înțeleg perfect, nu nicio problemă, oricum discuția de azi se va înregistra și va fi disponibilă pentru viitor. Așa. Bună seara, doamna Bârdu. Eu propun să... Haideți, vă rog frumos, să ne dăm pe mut cei care nu planifică să vorbească, ca să mai reducem din zgomotul ăsta de fundal. Așa. Eu am pregătit pentru dumneavoastră o mică informație introductivă despre competiția care se anunță și vă rog frumos, 5 minute o să supun atenției dumneavoastră informația, după care, bineînțeles, răspundem la întrebările apărute. Așa. Spuneți-mi, vă rog frumos, se vede pe ecranul dumneavoastră? Da. Bine, mulțumesc. Da. Mulțumesc. Deci, cu proiectul Abilitarea tinerilor pentru a proteja patrimoniul natural al Moldovei, deja dumneavoastră ați intrat în esența acesteia, cu unii dintre dumneavoastră, adică cu toată lumea, cu toate rezervațiile, am avut câte lecții Zoom, în care am povestit despre biodiversitatea unei arii concrete, cea lângă care locuiți dumneavoastră. Și cu unii dintre dumneavoastră deja am avut ocazia să participăm la o excursie tematică în rezervația fiecăruia. Vorbesc de rezervația Prutul de Jos și rezervația Codre. Acum... Suntem la etapa aceasta când recunosc că suntem un pic în întârziere cu activitățile planificate. Mai avem de organizat excursie la Plaiul Fagului, la Parcul Național Orhiei și la Rezervația Țâpova, dar în paralel am demarat și concursul sau competiția Fi Schimbarea pentru a, cum să spun, a nu da voie timpului să treacă prea repede, da? Fără ca noi să facem activități. Prin urmare, competiția Fi Schimbarea este gândită strict pentru ariile protejate pe care se axează proiectul, la care se adresează proiectul. Și aici vorbim de satele de lângă rezervația Prutul de Jos, satele de lângă rezervația Plaiul Fagului, rezervația Codrei și rezervația Țâpova și Parcul Național Orhiei. În paranteză am dat localitățile principale. Aici e vorba de localitățile care au decis, prin intermediul profesorilor, au decis, s-au înscris la proiect și au spus că da, noi vom participa. Dar, evident, competiția este deschisă și pentru satele care fac parte din acel areal, dar nu au, cum să spun, nu au manifestat o dorință până acum. Nu e nicio problemă pentru noi, sunt bineveniți orice participanți, atâta timp cât sunt limitați la area propriu-zisă, la rezervația propriu-zisă. Scopul acestei competiții este ca elevii dumneavoastră să se grupeze în echipe de câțiva membri, 5-7 membri, și să facă un lucru în grup. Lucrul în grup constă din cercetarea în teren a unui obiectiv natural sau, noi spunem, a unei resurse naturale. Competiția este axată pentru, cum să spun, este adresată copiilor cărora le place să meargă în excursii, cărora le place să vadă cu ochii lor ce se întâmplă în teren, cărora le place să noteze ceea ce văd ei în teren. Cu alte cuvinte, copii cu spiritul observației și care sunt îndrăgostiți de mediul înconjurător. De ce în echipă? Pentru că, evident, nu toți copiii s-ar putea să aibă timpul necesar pentru a face acele vizite în teren. Lucrul poate fi complex și e bine ca ei să se învețe să se acopere unul pe altul și să se ajute. Tema competiției este simplă. Natura din preajma localității. Și aici intră în categoria, doamna, asta. Doamna, cer scuze, vă rog. Da, mai spuneți. Sunt elevi care vor să intre. Acceptați-i, vă rog. Da, eu îi accept pe toți, pe măsură ce vin.
Aha, că mi-au scris câțiva elevi că nu pot să intre. Spuneți-le, vă rog frumos, să mai încerce, poate eu n-am atras atenția la timp. Iată, am trei persoane. Mulțumesc. Nicio problemă, îi acceptăm pe toți. Așa. Ziceam de temă. Aici e o categorie largă. Natura din preajma localității înseamnă peisaje. Vă rog frumos, bună seara, vă rog frumos cine a intrat să... Așa, să dea pe mut microfonul. Peisaje, habitate, monumentele naturii, o păiniță cu flori, un izvor, un râu, un copac important pentru localitate, o râpă, un monument paleontologic, geologic, arheologic, hidrologic și așa mai departe. Ideea e că odată ce este identificat acest obiectiv, el trebuie să fie monitorizat, să fie cercetat în teren, nu stând acasă. Să mergem să vedem cu ochii noștri ce este acolo și să facem fotografii. Durata concursului, termenul limită pentru competiție este 31 mai. Deci la această dată se încheie competiția. Termenul e astfel gândit încât participanții să aibă timp să facă minim 2 vizite în teren și să reușească să facă fotografii care să documenteze starea, un video scurt și să, practic, să se informeze asupra acestui obiectiv monitorizat. Deci, precum am spus, pas numărul 1 este ca echipele pe care, care se vor forma localitatea dumneavoastră, sub oblăduirea dumneavoastră, să identifice o resursă naturală. Asta poate fi, repet, o poieniță, un lac, un spațiu verde, ba chiar, de exemplu, un peisaj frumos unde acum există gunoi. De ce nu? Chiar în aproape toate regiunile, rezervațiile incluse în proiect, am văzut cu mare părere de rău gunoiști ilegale amplasate în locuri foarte frumoase, de unde poți vedea o panoramă frumoasă. Și asta, bineînțeles, nu e vina copiilor că există acolo gunoiști, dar ei, prin faptul că identifică acest loc și îl monitorizează și atrag atenția asupra lui, pot avea șansa să genereze o schimbare în comunitate cu privire la această problemă. Odată identificată, această resursă trebuie monitorizată sub forma unor vizite. Precum am spus, minim 2. Pot fi și 3, pot fi și 4, cu cât mai multe vizite, cu atât mai multe informații obținem din acel loc, evident. Ceea ce vedem, ceea ce văd participanții pe teren, trebuie să ajungă în această fișă de evaluare pe care noi o punem la dispoziția dumneavoastră. Chiar o să expediez după această discuție un mesaj cu link-ul acestei fișe, pentru că ea este electronică, este online. Și oricine care are conexiune la internet, pur și simplu intră și vedeți, câmpurile sunt simple. Trebuie pur și simplu de bifat, de completat și de trimis, de apăsat butonul trimite. Aceste fișe completate ajung la noi și ele sunt așa făcute, doar o secundă să văd, așa, și fișa aceasta de evaluare este în așa fel gândită încât e clar, te uiți la răspunsuri și e clar dacă echipa respectivă chiar a fost în teren și chiar a făcut ce trebuia să facă și a atras atenția la diversele aspecte de monitorizare. Așa. La fiecare vizită de monitorizare, echipa va trebui să facă fotografii. Da, vă rog frumos. Așa. Vă rog frumos să stăm pe mut, dacă nu vorbim. Deci fiecare vizită trebuie documentată prin fotografii și un filmuleț scurt, cu durata de un minut, în care să fie clar peisajul, da? Locul în care ne aflăm, ce-i cu el. De asemenea, deci în paralel cu aceste vizite de monitorizare, echipa trebuie să organizeze o mini-campanie, deci nu o campanie mare în sensul larg al cuvântului, o mini-campanie de informare la nivel local. Asta poate fi școala, asta poate fi satul, în care concetățenii, consătenii sunt informați despre acel loc,
monitorizat de echipele de elevi. Iar prin mini-campanii de informare eu înțeleg un termen larg. Înțeleg, de exemplu, postări pe Facebook, de exemplu. Chiar pot recomanda echipelor să aibă o pagină de Facebook sau un grup de Facebook în care să posteze. Noi azi am fost, iată, la cutare loc, l-am cercetat și am depistat, iată, așa probleme și am depistat așa plusuri și așa minusuri. Sau interviuri, de exemplu, cu factori decidenți, cu primar sau consilier local despre această problemă. Sau o activitate școlară, da? Puteți să organizați o activitate școlară pe care dumneavoastră deja o aveți planificată în cadrul activității de profesor și în cadrul acestei activități să vorbiți elevilor despre locul monitorizat. Deci o paletă întreagă de activități care să se înscrie într-o mini-campanie de informare, astfel încât comunitatea să fie sensibilizată cu privire la această resursă naturală monitorizată. La final, când expiră concursul, organizatorii trebuie să primească de la echipele înscrise în concurs următoarele chestii. Un raport, un mini-raport cu poze și cu această fișă de evaluare, ce s-a făcut și ce nu s-a făcut, și un document Word în care sunt link-uri care trimit la postările pe Facebook sau pe un site sau postările despre interviu sau fotografii cu activitățile făcute în cadrul școlii sau comunități. Evident, primul criteriu cel mai important de evaluare va fi gradul de completare al chestionarului, al fișei de monitorizare. Calitatea materialelor foto și video vor juca un rol important. Evident, cele care fotografiile de calitate mai proastă. Da, vă rog frumos. Așa. Evident, fotografiile de o calitate mai proastă vor însemna șanse mai puține de câștig. Dacă, de exemplu, cei care privesc la poză nu vor înțelege la ce se uită. Așa. Haideți, eu propun, doar o secundă, vă rog frumos, aș vrea să știu dacă există întrebări până în momentul de față despre ceea ce am spus. Nu. Da, eu... Da? Spuneți, vă rog. Da? Cine a spus care întrebare? Iulia Oprea, îmi cer scuze. Da, spuneți, vă rog. Fișa de monitorizare. Pentru a fi completată la fiecare vizită, o completăm online. Da? Uh-huh. Așa. Apoi o trimitem. Da, aici trebuie eu să răspund un pic. Când elevul sau echipa, da? Echipa completează fișa de evaluare și apasă trimite. Așa. Această fișă ajunge în cutia mea poștală. Da. Și eu văd în timp real cine și ce a completat. Este. Deci, din partea asta chiar, eu am făcut un test înainte să expediez link-ul și chiar ajung la mine răspunsurile. Eu știu, dar noi trebuie să facem două vizite, trei vizite, înseamnă reiese că noi trimitem două, trei fișe de evaluare. Corect, câte una pentru fiecare vizită. Așa, completăm respectiv fișa următoare, a doua, da. O completăm doar cu anumite date care le-am determinat, da, la momentul, în acea vizită, a doua, vorbesc de vizita a doua. Corect. Nu mai completăm tipul de areal, pentru că merge vorba e tot același. Da, din păcate o să trebuiască să completați asta. Uitați, asta e fișa. Asta e fișa, vă arăt în timp real. Iată, și... data vizitei schimbată. Da, condițiile mete schimbate. Metoda aici, traseului. Durata, da. Amplasarea locației. Într-adevăr, va trebui încă o dată să le completați. Așa, dar clar. Eu cred că aici vă ia foarte puțin. Da, nu, doar pentru informare, da. Evident că prima dată mi-e greu.
Așa, și a doua întrebare era, dar mi-aduc aminte parcurs și când am reușit să o... Nicio problemă. Între timp, tocmai vreau să vă arăt cam așa arată fișa de evaluare. Eu o să expediez linkul acesta dumneavoastră ca să puteți găsi dintr-un singur click, să nu mai căutați prin tot felul de documente. Și când aveți timp liber, de ce nu, să o parcurgeți cu privire și să vedeți dacă în general e complicată sau e stufoasă sau... poate părea, cum să spun, cu multe întrebări, dar sunt genul de întrebări la care noi vrem elevii să atragă atenția atunci când scanează un loc important. Bun. Bună ziua. Silvia, eu am o întrebare pentru că m-am conectat mai târziu, referitor la fișa aceasta. Deci o completează cel care coordonează excursia sau fiecare... Fiecare echipă, iar echipa evident poate desemna un lider în echipa lor, da? Avem un elev mai interesat sau mai priceput sau mai dornic, e de ajuns o persoană să completeze din partea echipei. Nu dumneavoastră ca profesor trebuie să vă bateți capul cu completarea tuturor acestor fișe. Grupele, cam câte grupe, până la câte grupe e posibil de format? Foarte bună întrebare. Iată, eu la aspectul ăsta nu m-am gândit foarte bine, pentru că am presupus că oricum din orice localitate vor fi 2-3 echipe. Dar eu știu că există localități cu foarte mulți elevi, așa că la aceste localități vom impune limita de 5 echipe, maxim 5 echipe. Mulțumesc. Pentru puțin. Maxim 5 echipe formate din 5-7 membri. Și mă scuzați, fiecare echipă își identifică locația sa sau toate una și aceeași locație? Da, da, fiecare echipă identifică locația sa. Ăsta și-i scopul, să documenteze cât mai multe, cum să spun, habitate din area locală. Dar se poate și o singură echipă dacă identificăm doar o singură resursă? Sigur, se poate o singură echipă. Minim una, maxim 5. Se poate, cu siguranță, da. La urma urmei, din experiența pe care am avut-o noi cu alte proiecte, nu toți elevii, sau, ca să spun așa, nu pentru toți elevii sună interesant competiția. Și evident că vor participa cei care chiar vor să se obosească, să meargă acolo, să se uite, să noteze, să completeze. Așa, sper că v-am răspuns la întrebări. Dacă mai sunt, vă rog frumos, vă stau la dispoziție. Aș vrea să continui un pic cu următorul anunț. Pentru ușurarea procesului, vă dați seama, va fi o competiție efectuată în 5 regiuni paralel, în mai multe localități, mai multe echipe. Noi căutăm un coordonator regional care să ne ajute cu coordonarea acestui concurs la nivel local. Mă refer, un coordonator pentru Prutul de Jos, un coordonator pentru Codrii, un coordonator pentru Flaiul Fagului, un coordonator pentru Parcul Național Orhei și un coordonator pentru rezervația peisagistică Țâpova. Ce trebuie să facă acest coordonator? Să bată la cap localitățile incluse în competiție și să vadă care este progresul la fiecare echipă, dacă reușesc cu vizitele, dacă reușesc cu completarea fișei, dacă au făcut poze de documentare și mai departe. Se ocupe de elementele acestea importante și totodată, dacă apar probleme, dacă apar provocări, dacă apar întrebări, să le rezolve pe plan local sau, evident, să le aducă la cunoștința organizatorilor. Eu sunt conștientă că această muncă, în plus, pe umerii dumneavoastră, va fi solicitantă și nu toată lumea va putea să-și preia această sarcină. De ce eu fac acest anunț public în mod transparent, astfel încât toți participanții, toți profesorii care astăzi participă, să aibă libertate de a decide dacă doresc să se implice în calitate de coordonator regional sau nu. Pentru această responsabilitate, care va dura strict până pe 31 mai,
Nu este prevăzut onorariu, nu am prevăzut salarizare, dar am prevăzut procurarea, deci pentru școala reprezentată de profesori, am prevăzut procurarea unui pachet standard de rechizite sau materiale didactice care trebuiesc la școală în valoare, dacă nu greșesc, trebuie să mă uit atent pe buget, în valoare de $200. Practic, ca să spun mai simplu, cine va dori să se implice în calitate de coordonator regional va primi, sau mai exact școala, instituția, va primi ajutor material, de fapt nu material, ajutor didactic de la Mișcarea Ecologistă din Moldova, sub formă de rechizite, în valoare $200. Asta este singura metodă de remunerare pe care am putut noi să o prevedem ca să ocolim taxele astea și impozitele din care ar veni odată cu achitarea onorariilor. Așadar, în caz că cineva dintre dumneavoastră vrea să fie coordonator local, de exemplu în zona Plaiul Falgului, în zona Prutul de Jos, în zona Parcul Național Orhei, iar asta înseamnă de dat telefoane, de, cum să spun, de monitorizat activitățile localităților, vă rog frumos, puteți să scrieți un mesaj sau chiar aici să, pentru coordonator se va face o formare. Vă referiți instruire, doamna Madan? Da, sigur că va fi o instruire aparte, cu mai multe detalii decât cele de astăzi, astfel încât coordonatorii să aibă parte de toate informațiile. Și, în general, acest rol va ușura foarte mult mersul competiției la nivel național. Așadar, chiar nu necesită acum un răspuns din partea dumneavoastră. Dumneavoastră puteți să vă gândiți, dați un telefon dacă vreți mai multe răspunsuri, scrieți un mesaj, întrebați-mă. Deocamdată, asta este necesitatea noastră. S-a revedere coordonator pentru rezervația în care ne aflăm în preajmă pentru toate localitățile, da? Da, se are în vedere asta. În cazul dumneavoastră, Catarie chiar e cel mai greu la Parcul Național Orhei. Clar. Pentru că sunt multe localități. Cel mai ușor va fi la Țipova, acolo e puțin. Așa este. Pentru Plaiul Falgului am putea fi noi cei de la Bălănești? Doar o secundă, Bălănești, mă scuzați, aici nu apare cum vă numiți, că eu am ecranul în față partajat. Sunt Tatiana Crăciun, dar vorbesc și din numele doamnei Ghilețchi. Am înțeles. Acum o secundă. Doamna Ana Madan, dumneavoastră din ce regiune reprezentați? Orhei Vechi. Am înțeles, Parcul Național Orhei. Doamna Tatiana Crăciun, dacă dumneavoastră doriți să vă asumați rolul acesta și întrucât sunteți prima care a vociferat, din partea mea eu chiar nicio problemă, vă mulțumesc pentru cum să spun, inițiativă și vă primesc cu tot dragul în calitate de coordonator local, dacă colegii din alte localități din zona Plaiul Falgului nu au obiecții. Așa. Astea fiind spuse, eu m-am apropiat de final și v-am prezentat ce am dorit să vă spun. Ca idei principale, vreau pur și simplu fugitiv să trecem prin participanții eligibili la competiție, care sunt regulile, care este termenul limită, ce trebuie de făcut, pașii cei mai importanți, deci identificăm o resursă, o monitorizăm, completăm fișa, facem fotografii, documentăm cu filmuleț și informăm localitatea. La final expediem rezultatele și, bineînțeles, ne bazăm pe ajutorul la 5 coordonatori regionali care vor facilita foarte mult mersul competiției pe plan național.
Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, iarăși răspundem. Dacă apar întrebări mâine, păi mâine, oricând mă sunați sau scrieți un mesaj. Și vor apărea întrebări cu siguranță pe măsură ce se vor aduna echipele și vor trece la treabă. În caz că acum nu sunt întrebări, chiar nu vreau să vă rețin mai mult și sunt recunoscătoare că le-am încadrat în timpul acesta. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă doresc o seară bună și o săptămână cât mai, cum să spun, cât mai relaxantă, chiar dacă știu sigur că aveți multă treabă până la Paști. Și sper să ne auzim cu bine după sărbători. Acum o întrebare, cât să nu uit, mai n-am închis. O întrebare către profesorii de la Plaiul Fagului. Avem un pic de dificultăți cu stabilirea dății pentru excursie. Și vreau să vă întreb dacă data de 29 aprilie, adică vinerea următoare, ar fi comodă pentru toți, pentru toată lumea, pentru organizarea excursiei. Pentru că, întrebând profesorii, fiecare cam avea sugestii diferite, dar e destul de greu să le, cum să spun, e destul de greu să ajungem la un compromis fiecare când vrea. Și ideea noastră a echipei ar fi ca 29 aprilie o zi potrivită pentru excursie. Dumneavoastră, ce părere aveți? Da, ar fi bine. Elevii sunt vacanță și adică ar fi bine. Eu am uitat că elevii au vacanță. Minunat. Și mai bine. Și mai bine. Perfect. Dar în caz că, de exemplu, pe 29 n-ar fi posibil, 28, ar fi o variantă la fel de bună? Având în vedere că e vacanță, cred că da, ori 28, ori 29, sensul e același. E vacanță și oricum ne putem întâlni, adică suntem liberi și joi și vineri. Am înțeles. Perfect. Mulțumesc. O să țin cont de asta. Altcineva mai are altă părere? Și la Țipova. Da, și la Țipova, doamna profesoară. Da, ziua. Poftiți? Nu vă aud bine. Din păcate, vă aud foarte prost. Sunt în transport și nu se aude bine. Poate revin eu cu un sunet la dumneavoastră după ce vorbesc cu elevii. Da, da, chiar vă rog, chiar vă rog. Și da, următoarea întrebare era cu Parcul Național Orhei. Aici noi avem eu n-aș putea numi o problemă, că nu e tare mare problemă, dar e o provocare că domnul Starodub, inginerul șef de la parc, e cam ocupat, are agenda plină și cam așa, cum să spun, e nevoie de mai mult efort ca să găsim o dată potrivită, dar dumneavoastră, profesorii din această regiune, ce dată ați prefera pentru organizarea excursiei? Eu mă gândeam preventiv, mă gândeam începutul lunii mai, prima săptămână din luna mai. E vorba de oricare zi a săptămânii? Ziua iarăși trebuie, ziua concretă iarăși trebuie să o decidem împreună cu dumneavoastră, pentru că aveți lecții și nu e chiar posibil oricând. Da. De aceea și haideți, dacă sunteți de acord, pentru profesorii de la Parcul Național Orhei, Natural Orhei, eu voi veni cu un e-mail, așa cum am făcut în cazul și celorlalte rezervații, în care să dezbatem mai multe dăți, dacă este posibil ar fi așa. Bine. Am înțeles. Bun, dar cu cei de la Plaiul Fagului stabilim preventiv data 28 sau 29, o să sun la rezervație să întreb concret ei când ne-ar putea primi. Cu doamna Ludmila de la rezervația Țipova vom discuta... Victoria, cer scuze, mă gândeam la... vom discuta când pot elevii dumneavoastră și cu Parcul Național Orhei începem să planificăm pentru prima săptămână din luna mai. Cu ceilalți, de la Prutul de Jos și de la Codri, eu vă mulțumesc mult că ați făcut timp și ați venit în această excursie.
pentru mine, care am fost de atâtea ori acolo, oricum a fost interesant. Și sper că și pentru dumneavoastră și pentru elevi a fost așa o pauză de respiro, cum spun unii, bine meritată. Dumneavoastră trebuie să mulțumim. Noi trebuie să vă mulțumim. Eu personal am simțit o mică, nu știu, rușine, direct să spun, pentru faptul că la câțiva kilometri, dar niciodată nu m-am orientat că pot face la rezervație. N-aș spune că trebuie să-mi țăți rușine, pentru că toată lumea e ocupată și genul ăsta de activitate, excursii sau plimbări, ele sunt mereu lăsate mai târziu, da. Mai târziu, după ce termin cu elevii, da. După ce termin cu casa, adică vă înțeleg perfect, știu cum e. Tocmai de atâta, practic, există proiectul ăsta și să fac eforturi ca să ne facem timp să vizităm. Da, într-adevăr, trebuie de vizitat, cred că toate rezervațiile. După ce doamnele colegi vizitează, ne cerem în ospiție la Orhei Vechi, la Parcul Național Orhei, la Prutul de Jos. Iată, doamna Nadejda de la Lozova mi-a spus ieri că era bine de gândit proiectul în așa fel încât să facem excursii în toate cele 5 rezervații, cu toată lumea. Și eu zic, hei, dar pentru asta trebuie scris alt proiect. Eu așa am înțeles că sfârșit, am intrat și eu. Da, bună ziua. V-am văzut că v-ați conectat. Da, și Nu e așa. Mai întâi în rezervația de alături. Da, totul pornește de la o idee. Da, corect. Mă dezvoltăm. Dar era așa, partea începe de la practic casă. Eu vă mulțumesc că am găsit înțelegere la dumneavoastră și vă doresc o seară bună și ținem legătura. La revedere, seară bună! La revedere! La revedere! Frumoasă! La revedere, o seară bună! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere, seară bună! La revedere! La revedere! La revedere!